Hai să trecem la Duhul Rău, rubrica de închidere a judecății de Oricum acum. suntem O nesimțiți obișnuită rubrică? Nu, că o să de întârziere. terminăm, dacă reușești și tu să lucrezi un pic la concizie, terminăm înainte de 10, ceea ce e o victorie. Jumătate de minut am Și nevoie. eu, vrei să debutezi tu Hai dă sau mie. Am îți dau? o știre din seara asta, caldă, proaspătă, cum îmi place mie. Da. Un viceprimar dintr-o comună din Caraș, Severin, din Da, județul Caraș Severin. sună bine deja. Da, de la domnul Vela, dacă spui, e liberal, bineînțeles. O să zic că chiar avem cu liberalii, noi suntem PSD-ști sau ceva. Domnul Vela e domnul cu geacă de piele. Da, cu geacă de piele de scaun de tren. Domnul viceprimar, îmi scapă numele, nu mai stau să-l caut, că după aia ar mă cerți la concizie. A fost ridicat probabil din birou de viceprimar, de miliție, de Interpol. Da, era căutat de Interpol pentru că a escrocat niște oameni în Louisiana, în Statele Unite, înțelegi? Liderii Dar liberali. ce făcuse omul mai exact? Dom'le, ceva cu carduri, cu conturi, cu Ah. dați-mi niște, nu știu, o ceva, Oh. o escrocherie, o maradoneală, o ceva, un românism, zic, că a făcut ceva frumos Ei făcuse și cu pisicuța, da, știi că era o metodă, da. pisicuța. Erau mai multe. Deci ceva din zona asta, am râs foarte tare. Avea inclusiv un alt nume sau ceva, adică era pe site-ul Interpol, are și un AKA, un alt nume de familie, nu știu, și-o fi schimbat numele. Românisme bune. Da. Deci el este ursarul săptămânii astea pentru mine, deși aș fi avut de ales Păi și e din... ursar că l-au prins sau că a făcut Că a ca... escrocat oamenii în Louisiana. Și a ajuns viceprimar, probabil nu, cu patalama de la șeful județului pe parte liberală, domnul Vela. Oh, dar Velea. câte fapte de arme de genul ăsta am văzut noi la PNL în ultimii ani? Erau unii acuzați de viol. Uite, îmi șoptește ceva. Dorin Racu. Dorin Racu, e Da. bun. Ăsta e numele din buletin, nu e AKU. Nu știu, AKU, nu, AKU era cu ceva cu Dorin M sau cu ceva cu un M, un ceva parcă era cu M. În Da. fine, dă-l în măsa. Să fie sănătos, bravo lui, a luptat, a pus suflet, da, uite, l-a prins dorobanții, ceea ce le dorim în continuare, să Și merge prindă la... la judecată în Statele Unite ale Americii. Eu sper că da, pentru că acolo nu te joci. La noi, dacă îl judecă, sigur, e ceva, n-avea bască, nu bătea, nu erau camerele omologate. Păi la noi, ca să-l judece cineva, trebuie să-și facă înainte un picuț treaba și un procuror. Da. Și dacă tot spun cuvântul procuror, dăm voie să nominalizez și eu. Ai ursar procuror? Nu am apucat să vorbim. Doamna Gabriela Scutea spune Oh! ceva? Șefa la procurori, ca să zic așa. Șefa la procuror, da, doamna Scutea, actualul procuror general al României, care își dorește să fie și viitorul procuror general al României. O nominalizez pe doamna Scutea nu pentru că ar fi făcut ceva în ultima săptămână, ci pentru întreaga Pentru întreaga activitate carieră? la Va. parchetul general. Tocmai și-a depus ce a făcut în ultima săptămână doamna Scutea, că și-a depus dosarul pentru un nou mandat pentru șefia parchetului general. Își dorește să continue. Înțeleg din presă că a anunțat pe LinkedIn că își depune dosarul într-un text scris în limba engleză. Vezi ce alegeri interesante la Procurorul General al României. Sigur, nu pentru asta e criticabilă doamna, doamne, era să zic Firea, Scutea. Asta ne mai trebuia să o avem pe doamna Firea, Procuror General. Stai un pic. Doamna O avea Scutea, dreptul, nu, doamna Firea, la nu bază? cred. Nu Nu are pentru asta mult. e criticabilă. Din punctul meu de vedere, e cu supra-măsură criticabilă pentru tot ce nu prea a făcut la șefia Absolut nimic. parchetului general, Da. un balet continuu. Exact. Am vorbit de Lucian Bode mai devreme în cursul emisiunii. Ți-aduce aminte ce frumos balet a făcut parchetul general condus de doamna Scutea, când cu dosarul ăla, Bode dormind pe pancheta din spate și sepepistul gonind nebunește pe dealul Da, negru, nu mai știu pe unde erau, au făcut l-a accident închis cu pe niște ăla. cetățeni polonezi, dacă mai ții Da, noroc minte. că au scăpat oamenii, Da, da. au intrat mașina Da, sepepistului eu... frontal. Bode a zis: eu dormeam pe pancheta din spate, Normal. nu eu îl zoream pe Da. sepepist.
mă rog, SP Pistu n-a zis nimic. Dosarul a fost inițial deschis, dacă mai ții minte, de o unitate locală de parchet. Da, acolo, în zonă. Da. Unde se produsese accidentul, dar preluat a doua zi de parchetul general, că era de mare interes politic. N-a făcut nimic parchetul general vreme de un an de zile. Eu am trimis la un moment dat vreo două solicitări în baza legii 544 întrebând ce se întâmplă. Și ce trebuie? Că nu poate să spună că e urmărirea penală secretă. Mi-au zis că ceva, s-a făcut comisie rogatorie, să-i întrebe pe oamenii aia din Polonia. Polonez, da? Dacă mă întreb pe mine, cred că n-a fost audiat nimeni niciodată, dar mă rog, supoziții. Nu s-a întâmplat aproape nimic, dincolo de niște acte de-astea procedurale rămase în ultimă instanță fără vreun efect concret și la final, după un an și un pic de cercetări, s-a clasat dosarul. Păi asta s-a întâmplat sub doamna Scutea, parchetul general. Iartă-mă, dar n-aș ști că am această preocupare cu justiția. Păi nu, parchetul general a făcut moșmoanda aia lui Ciucă, dar a adunat toate actele. Ba și da. După aia n-a putut să facă CNAT cu... Ba da. Alte fapte de arme sub astea, doamna da. Scutea. Doamna Scutea... Alte fapte de arme vizează și tratamentul infracțiunilor sexuale cu victime minore, unde din nou doamna Scutea s-a făcut că face niște ghiduri la nivelul parchetului, care ghiduri erau pe viol. Nu pe infracțiunea de act sexual, adică câteodată doamna Scutea mi-a dat impresia că nici nu știe despre ce-i vorba în propoziție. Doamna Scutea se lăuda că rezolvă problema cu ghid pe viol când problema e legată de încadrările pentru act sexual cu minor, nu cu viol. Că violul, dacă se încadrează, dacă există încadrare pe viol, înseamnă că fapta de cele mai multe ori s-a comis cu violență, adică da. Se poate proba constrângerea fizică. Tocmai problema în infracțiunile sexuale cu victime minore e că nu se poate proba constrângerea fizică, că nu se petrec în cele mai multe situații cu violență. Da. Și tocmai pentru că există un ascendent moral al unui bărbat de 40-50 de ani asupra unei victime de 10-12 ani, constrângerea e de ordin moral, pe care procurorul nu prea poate să o probeze. Și atunci ajunge să facă încadrarea asta pe act sexual cu minor, unde pedepsele sunt reduse, ba chiar cu suspendare, și toată lumea pleacă nefericită acasă și societatea rămâne, desigur, nefericită și justiția neadministrată. Eu nu prea înțeleg în contextul ăsta pentru ce ar trebui să primească doamna Scutea un nou mandat, pe care probabil că îl va primi. Îl va primi cu șut. Păi de ce să nu primească, domne, că asta e, asta ne trebuie nou acum, liniște. Ce justiție, ce să umble procurorii să facă să dreagă. Lăsați-o așa un pic, lasă așa mai piano. Încă un mandat, să termine și omul ăsta al nostru, președintele tău, mandatul? Nu?